Copiii la risc nu fac o simplă răceală atunci când se infectează cu VSR. De obicei se complică pulmonar și apar bronșiolita sau pneumonia. Copiii aceștia respiră cu dificultate, tușesc foarte frecvent. Respirația este atât de dificilă încât o mare parte dintre ei au nevoie de spitalizare, au nevoie de oxigenoterapie, au nevoie de tratament specific. Și atunci forma, bineînțeles, este mult, mult mai severă decât a unui copil imunocompetent. În general, nevoia de oxigen este atât de mare și evoluția este destul de rapidă și destul de nefavorabilă încât sperie părinții și de cele mai multe ori ajung la spital cu copilul într-un distres major, cu disnee și cu saturații în oxigen destul de reduse. Măsurile nespecifice împotriva VSR sunt cele pe care le luăm împotriva oricărui virus. Evităm aglomerațiile, evităm contactul unui sugar, a unui copil nou născut cu alți copii de vârstă mai mare, alți copii care merg în colectivitate, copii în particular răciți, aceștia nu au de ce să fie primiți în casă alături de un nou născut. Toată lumea care vine la copil să fie cel puțin aparent sănătoasă, evităm întâlnirile din interior, mergem mai degrabă afară, ne spălăm foarte bine pe mâini atunci când mergem la un nou născut. Poate că n-ar fi o idee rea să purtăm mască atunci când ne apropiem de el, mai ales dacă nu suntem persoane din familie și este o întâlnire întâmplătoare și ocazională, tot în ideea de a proteja copilul. Atunci când un copil care este răcit, în loc să evolueze spre ameliorarea simptomatologiei, adică să tușească mai rar, să-i curgă nasul mai puțin, să nu mai facă febră după a doua, a treia, a patra zi de boală, când aceste simptome pe care părintele le observă persistă sau dimpotrivă se agravează, febra devine din ce în ce mai mare, tusea este mai frecventă, când se odihnește din ce în ce mai greu, când primește alimentația din ce în ce mai puțin, atunci apar și alte semne pe care de obicei le observă medicul. Faptul că are disnee, respiră cu dificultate, faptul că e deshidratat, are turgor diminuat, are pliocutanat abdominal leneș, copilul zace, are ochii înfundați în orbite, nu se alimentează, nu bea lichide, nu mai urinează. Acesta este un simptom pe care îl pot observa și părinții și este cazul să fie examinat și de cele mai multe ori, din păcate, spitalizat pentru a primi tratament specific și pentru a fi ameliorată simptomatologia.